Situl de la Olpia Traiana Sarmi-Segetuza va beneficia de peste 25 de milioane de lei, bani obținuți prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru amenajarea unei clădiri muzeale, anexe, acces la situl arheologic și pentru amenajarea intrării în forului Traian din cadrul situlului. Reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara, membrii ai Unității de Implementare a Proiectului, au efectuat o vizită de lucru în teren. În situl de la Ulpia Traiana, Augusta Dacica Sarmi-Segetuza, capitala provinciei Dacia Romană, situată în Țara Hategului, se vor derula două proiecte de restaurare cu fonduri obținute prin PNRR, care vizează intrarea în forul lui Traian și accesul principal în sit, care va îngloba un spațiu muzeal adaptat cerințelor actuale de punere în valoare a monumentului istoric și a descoperirilor arheologice realizate aici. Prezența în teren a avut ca obiectiv clarificarea unor aspecte care țin de elaborarea documentațiilor necesare implementării celor două proiecte. În această etapă se lucrează la elaborarea planului urbanistic pentru zonele cu construcții protejate, care va sta la baza realizării proiectelor tehnice pe baza cărora se vor executa lucrările de restaurare. Obiectivul general al celor două proiecte este acela de a valorifica durabil obiectul de patrimoniu prin lucrări de conservare și restaurare cu impact direct în creșterea numărului de vizitatori după intervenția asupra sa, impulsionând dezvoltarea locală și implicit a județului Hunedoara. Ambele proiecte au ca termen de finalizare anul 2026.